Etapa a doua de înscrieri în clasa pregătitoare a început în 24 martie și ține până în 3 aprilie. Rezultatele urmând să fie afișate pe 10 aprilie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. În județul Sălaj, în prima etapă, au fost înscriși 2066 de elevi în clasa pregătitoare. În județul Sălaj, pentru anul școlar 2015-2016, au fost aprobate o număr de 130 de clase cu o capacitate de 2451 de locuri. În prima etapă au fost înscriși 2061 de elevi, iar pentru etapa a doua au rămas disponibile 390 de locuri, potrivit unei informări preluate de pe site-ul ISJ Sălaj. Și în acest an în Zalău, cele mai căutate școli au fost Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Școala Gimnazială Corneliu Coposu și Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr. Aici au fost ocupate toate locurile locurile libere au rămas la școala gimnazială Iuliu Maniu, liceul de artă Ion Sima, școala Porolisum, liceul sportiv Avramiancu, școala gimnazială din Ortelec. Potrivit datelor finale centralizate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, la nivel național, în prima etapă de înscriere în casa pregătitoare, desfășurată în perioada 23 februarie 13 martie, au fost admise 98,99% dintre cereri, respectiv 169.275 din 170.990. Dintre acestea, 144.507 sunt cereri pentru unitatea de circumscripție, iar 24.768 pentru alte unitate de învățământ. Între 13 și 17 aprilie, inspectoratele școlare vor soluționa toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere potrivit calendarului.